Astra Giurgiu rămâne lidera clasamentului și după etapa cu numărul 18, una în care giurgiuvenii au evoluat pe Marina Anastasovici, confirmând regula că echipa joacă mai bine în deplasare. Giurgiuvenii au fost ținuți în șah de ACS Poli Timișoara, care a condus cu 2-1 până spre finalul partidei, iar Astra a egalat cumul noroc, salvând un punct prețios și fiind nevoită să renunțe la alte două, care ar fi dus echipa departe de prima urmăritoare. N-a fost să fie așa, deși Astra a deschis repede scorul prin William de Amorim în minutul 10, brazilianul confirmând includerea sa în echipa etapei a 17-a, în topul alcătuit de revista Ligii Profesioniste de Fotbal. Timișorenii nu s-au lăsat intimidați și Anis Zicu a restabilit egalitatea în minutul 30, apoi oaspeții au trecut surprinzător în avantaj după golul înscris de Alex Curtean cu capul în minutul 67. Puținii spectatori giurgiuveni au răsuflat ușurați când Astra a obținut egalul în cele din urmă, grație golului marcat de Constantin Budescu. Era minutul 87 și capitanul giurgiuvenilor a marcat dintr-un penalty obținut de Denis Alibec. Finalul partidei a venit cu încă două mari ocazii pentru echipa antrenată de Marius Șumudică, dar Budescu a fost blocat în extremis în minutul 75, iar Daniel Florea a ratat singur cu portarul adversarilor în minutul 3 din prelungiri. După partidă, fotbaliștii giurgiuveni au confirmat iarăși regula că după un meci slab îi cuprinde muțenia, așa că niciunul nu a făcut comentarii despre joc. În schimb, timișorenii au lăsat și ei impresia unor fotbaliști supărați, nu de alta, dar veniseră la Giurgiu pentru victorie. Nu suntem mulțumiți și noi la 2-1 pentru noi, am mai avut situații de gol, puteam marca să închidem jocul de tot, chiar și la 2-2 după ce ne-au egalat am mai avut situații, puteam să și pierdem pe final, însă nu suntem mulțumiți cu un punct și suntem dezamăgiți. Ați venit la Giurgiu sperând la mai mult decât un egal? Da, e normal, am venit să luăm toate cele 3 puncte și să ne întoarcem la Timișoara cu ele. Din păcate nu s-a întâmplat așa și suntem dezamăgiți de arbitraj, de ce s-a întâmplat pe final. Fostul din Amovist, Alex Curtean, a reușit un gol cu capul în fața lui Silviu Lung Junior și este de părere că un egal în fața liderului nu este tocmai puțin. Am obținut un egal în fața unei echipe foarte bune. Puteam, în același timp, puteam să câștigăm și la final am trăit periculos, puteam să luăm și cel de-al treilea gol. Cred că am făcut un meci bun spre foarte bun, dar din nou nu am reușit să fim concentrați până la final, să nu mai facem greșeli importante. Prin jocul rezultatelor, Astra rămâne pe primul loc și își păstrează avantajul de 4 puncte, după ce Viitorul a făcut egal la Târgu Mureș, iar s-a fost învinsă de Dinamo. Doar Pandurii se mai poate apropia de Viitorul, dacă astăseară vor învinge Petrolul.